Dumneavoastră, vă mulțumesc că sunteți parte din acest proiect și că îl susțineți și pe domnul profesor Matei Georgescu în inițiativa sa culturală și că Universitatea Spiru Haret propune astfel de întâlniri publice. Cred că toți știm că în mediul universitar românesc este o oportunitate extraordinară ca publicul larg să aibă acces la astfel de întâlniri și este chiar o șansă unică ceea ce se întâmplă prin intermediul activităților de la Spiru Haret. Mulțumim și noi tare mult că sunteți alături de noi. În această seară, din partea Asociației Solv Mentis, o avem alături de noi pe psihologul și formatorul Iulia Feordeanu, persoana care se ocupă în mod special de proiectele Asociației Solv Mentis și care a avut inițiativa specială de a aduce în România două personalități care deschid minți, idei și cărți, sau ne fac să deschidem cărți. Pentru că anul trecut, dacă vă amintiți, la lansarea colecției Jungiana de la editura Herald, am avut posibilitatea să o avem alături de noi pe Eva Patizoia, o altă invitată a Asociației Solv Mentis, în seara aceasta prezentă în sala alături de noi. Thank you so much for being here! E bine, nu este o întâmplare că doi soți, psihanaliști, reușesc să scoată niște produse culturale de elită, aceste două cărți pe care le veți găsi în colecția Jungiana și că au parte și de o expunere appropriate, așa cum se cuvine în România, către publicul specializat sau publicul interesat de subiecte. Iulia, te rugăm să ne spui câteva cuvinte despre posibilitatea de a aduce în România și atenția pe care o acordați atât activității Evei Zoia Patis, cât și activității lui Luigi Zoia. Mulțumesc! Bună seara, în primul rând. Mă bucur că sunteți atât de mulți alături de noi. Am să spun doar două vorbe despre Asociația Solv Mentis. Ne-am propus să facem educație cu suflet și mă bucur să avem parteneri atât de cu greutate, cum este Universitatea dumneavoastră în această seară. Și facem acest lucru, sau am început să facem educație cu suflet prin intermediul a trei programe pe care le desfășurăm. Un program de educație etică, în cadrul căruia se întâmplă acest eveniment din această seară, această conferință cu invitatul nostru special, un program de educație parentală pentru părinți și un program de suport emoțional pentru copii din comunități vulnerabile, prin metoda Sandwork Expressiv, metodă descrisă pe larg într-o carte publicată de prietenii noștri de la editura Herald, sunt doar expresiv, o abordare iungiană. Și ne-am bucurat foarte mult. Dacă ați fi curioși să citiți mai multe despre activitatea noastră pe site-ul nostru www.solmentis.ro sau pe Facebook. N-aș vrea să răpesc din timpul prețios pe care aș vrea să-l rezerv invitatului nostru. O singură frază, în acest program de educație etică am considerat că este important să începem cu această conferință, să deschidem conștiința publicului despre importanța faptului de a ne explora propria psihologie sau propria motivație, de ce anume facem anumite lucruri sau care este motivația pentru care acționăm sau nu acționăm într-un anumit moment. Și tematica acestei cărți, istoria aroganței, sau tematica acestei conferințe, mitul absenței limitelor, se potrivește foarte bine. Este mereu actuală, din ce în ce mai actuală și din ce în ce mai presantă. Așa că vă invit să ascultăm împreună, în această seară, o dezbatere, de fapt, o propoziție, o propunere interesantă despre ce anume stă în spatele comportamentului nostru excesiv de consum, de nepăsare față de propriile limite și de limitele planetei. Vă mulțumesc și voi traduce această conferință, așa că veți avea ocazia să mă auziți în continuare. Mulțumesc mult, în primul rând, gazdele noastre, Universitatea Spiru Haret și partenerului de suflet, editura Herald. Mulțumim și noi, Iulia Feordeanu, din partea Asociației Solv Mentis, pentru această introducere.